Eu, dacă aș fi profesor, răzbunarea profe de bio, sezonul 2, episodul 7. Hai te rog, Ioana, iartă-mă, nu este nimic între mine și Cezara, este doar o prietenă, doar atât, te rog, iartă-mă! Dă-mi drumul, tu n-am auzit, dă-mi drumul, lasă-mă în pace, am avut încredere în tine și tu m-ai trădat, nenorocitule! Toată inima și tot sufletul meu l-am băgat în relația mea cu tine, te-am iubit din tot sufletul meu și tu te-ai dus cu... Parașuta aia din Cezara! Dă-mi drumul! Lasă-mă! Lasă-mă! Nu te rog, Iana, iartă-mă! Nu mă părăsi! Te iubesc din tot sufletul meu! Nu am vrut să o invit la film pe Cezara! Te rog, mai dă-mi o șansă! Nu văd viața fără tine! Te rog! Te rog, iartă-mă! Cum ai vrut, mă, prost, ane, să o invit la film? Ce rău te bucuros când ai invitat-o la film și te-ai dat de la ea, nesimțitule! Te rog, Ioana, iartă-mă! Bă, dar tu ești idiot? Tu ții cu mine sau cu Ioana? Cu cine ții? Că tu agravezi situația mai mult! Da, mai dreptate, iartă-mă, m-am luat valul! Ioana, te rog frumos, iartă! Nu am vrut el să-l invite pe Cezara la timp și după să o duc la casă la el în pat! Iartă-l! Iartă, Ioana, iartă! Iartă, nu fi mârlancă! Hai, hai cu asta pentru mine! Vai de viața mea, frate, ce prost ești! Cum să zici că tu poți să o duc la mine acasă în pat? Vai! Gata, lăsați-mă în pace, m-am săturat de voi doi, sunteți doi nesimțiți! Ai văzut, Alex? Prietenul tău cel mai bun pic te-a dat de gol că voia să duci la tine acasă, nenorocitule! Nu să ne mai împăcăm niciodată! Dați-mi drumul! Dați-mi drumul! Gata, mă, idioților! Gata, opriți-vă! Lăsați-o în pace pe Ioana! Dacă nu vrea să se împace cu Alex, nu o să se împace și gata! Hai, pregătiți-vă că trebuie să mergem la colindat să strângem multe bomboane, că este Halloween! Hai! Iartă, Ioana, iartă, iartă! Bomboane de toate! Am uitat complet! Hai la colindat, hai să mergem! Da, bomboane! Haideți-vă la bomboane! Vă rog, eu vreau bomboane! Hai la bomboane! Hai! Bine, hai la bomboane! Hai să mergem! Poate mai trece din suferință! Cum? M-ai lăsat pentru niște amărete de bomboane? Atât ai bine tu pentru mine? Cum să mă lași pentru niște bomboane? Păi ce cu figurile astea pe capul tău, mă, femeie? Cât a fost de tine și te ținea de picioare ca să-l ierți, să vă împăcați, nu ai vrut. Acum că te lasă în pace ca să vedem la colindat gata, îl vrei din nou acum, nu? Când ai văzut că gata, a renunțat un pic, imediat tragi de el înapoi să vede după tine să sufere ca un câine. Așa sunteți toate femeie, toate! Când oferă prea mult atenție, îl tratați ca pe un câine. Când nu vă mai dă atenție, gata, hop, fugiți după el imediat. Și știi ceva, Ioana? Cezara este de milion de ori mai frumoasă decât tine! Hai, Alex, te combin cu Cezara și ulești pe Ioana. Știi ceva, Piki? Ce? Când am nevoie de ajutorul tău, te rog frumos să mă refuzi. Cum să spui că Cezara e mai frumoasă decât mine, nenorocitule? Să stai cu Piki și cu Cezara de acum, nesimțitule! Și să nu mai vorbești niciodată! Să uiți că ai existat în viața ta o Ioana așa superbă ca mine! Ați înțeles? Și nu mai vorbesc cu niciunul dintre voi! Nici cu mine nu mai vorbești, Ioana! Ba da, cu tine mai vorbesc pentru că tu ești un băiat drăguț și adorabil. Dar cu porcii aia doi niciodată! Pa! Da, super. S-a înrăutățit situația. Și acum ce facem? Cum adică ce facem? Mergem la colindat să strângem bomboane! Ca să uiți de suferință, zic eu, uiți mereu de suferință dacă mănânci bomboane și dai mesajul Cezara. Haideți, mă, că am obosit cu telenovelele voastre turcești, îmbrăcați-vă odată în costumul de Halloween și haideți să colindăm că nu mai pot de foame! Hai! Bine, mă, băieți, mă, hai cum îl costumez acum și mergem, stați așa un pic. Sunt gata! E bine? Arăt super îmbrăcat așa în boșoroc de Crăciun, fratelo! Sunt gata și eu! Ha? Sunt frumoasă, stă bine, nu? Vai, mamă, înfiorător, mai e să mori, o, mă trec toți fiorii! Bine, băieți, dar eu cum mă costumez? Toți aveți costum de Halloween, numai eu nu am! Ce costum vrei tu, mă, Verzile? Tu vezi că ai costum din naștere? Stai liniștit, că nu o să-și dea nimeni seama când nu ești costumat! Ce vrei să spui cu asta?
Voia să zică că ai cel mai bun costum dintre noi și cel mai realist. Deci cred că tu o să fii cel mai apreciat de către oameni. Bine, mă băieți, mă, o să am încredere în voi, mulțumesc! Bun, acum că am rezolvat problema cu costumele, hai să mergem! Este seara de Halloween! Și acei elevi fix din clasa lui domn profesor Alexa o să vină cu colindantul și o să înceară bomboane! Și eu o să le dau bomboane! Să înceapă incantația magică de crearea bomboanelor adevărului! O să vă distrug pe toți! Munca la hunca la runca! Mucu, sare mucu! Mucu, sare mucu! Crangă din copac! Din pădurea blestemată din Indonezia! Cacaua din copac putrezit vechi de 1000 de ani! Oh, ne-au trăit vampiri sub el! Și ce-au făcut nevoile timp de 1000 de ani! Vă gândiți ce putoare era la copacul acela, dar eu am fost și am luat acest cacao de acolo special pentru aceste bomboane ca să le dau gust cu aromă! Oh, da, ce mă distrez! Hârtie igienică! Am folosit acum jumătate de oră de mine când m-a stricat la burtă că am băut niște lapte cu niște ciorbă de fasole și prune! Și acum, dragii mei, la piesă de rezistență! Până la suprat transpirat de o săptămână, mi-a dat cu deodorant absolut deloc și nespălat de 2 luni, păstrat pentru această ocazie. Ia uitați-vă! Ia uitați-vă! Iasă incantația completă! Cartea blestemelor! Pe una, pe bomona, și tu cu cele bunice! Ordinal porcuș! Ha! Ce miros! Vai! Nu se poate! Am uitat de chiloții lui tata de război! Unde erau? Unde erau? Uite-i! Uite-i! Chiloții lui tata! Și acum să amestecăm! O da! O da! O, o da! Ia uitați-le! Ia uitați-le, bombonelele, frumuselele! Bombonele adevărul! Oh, băieți, ce bucuros sunt că mergem la colindat! O da! Trebuie aștept să mănânc bomboane! Unde mergem prima dată? Mergem la două profesori de sport prima dată, hai! Bine, băieți, hai! Ce aveți, mă? Care bate așa? Ne dați ori nu ne dați! Ne dați ori nu ne dați! Fasole cu cârnați! Ne dați ori nu ne dați! Dași, mă, din gură, nu era așa! Cum să ne dea fasole cu cârnați? Bomboane trebuie să ne dea! Domn profesor de sport, ne dați bomboane? Oh, da, azi e Halloween, trebuie să vă dau bomboane, nu? Da, stați că mai aveam prin buzunar câteva, da. Cât sunteți? 1, 2, 3, 4, 1, da. 2, 3, am găsit 3. Și a patra, am găsit și pe a patra. Uitați, băieți, uitați. Sănătate, Doamne ajută. Mulțumim, domn profesor. Foarte drăguț, domn profesor de sport, să ne dea ultima lui bomboană din gură. Chiar foarte drăguț. Da, Covidiuț, nu mai poți. O faptă bună, extraordinară, să ne dea din gura lui. Hai să mergem la următorul profesor. Băieți, sunteți siguri că vreți să mergem la... E, hai, mă, Alex, mă, nu fi paranoia. Cred că de Halloween va fi o persoană mai bună. Probabil
biologie, așa zic, nu? Păi băieți, voi sunteți siguri că vreți să mergem la profa de biologie și partea aia cu o persoană mai bună e de Crăciun, nu de Halloween. Haideți, scriu ce se poate întâmpla, hai! Copiduți ciocănul la ușă. Bine, băieți, hai că ciocănul eu! Ce s-a întâmplat? Bană de curent sau ce e asta? Halloween fericit, scumpii mei elevi și frumușei! Ne dați ori... ori nu ne dați! Ne dați ori nu ne dați! Vă rog să nu ne faceți rău! Doamne ferește copilaș! Eu să vă fac rău? În niciun caz! Mai ales în seara de Halloween! Nu! Vă dau bomboane! Ia uitați ce bine arată! Și sunt toate ale voastre! Uitați! Dați-mi coaua asta să vi le pun! Vi le pun eu, uitați! Toate sunt ale voastre! Halloween fericit! Mulțumim! Oare ce s-a întâmplat cu profa de biologie de așa drăguță? Pare că mă înspăimântă mai tare așa drăguță! Nu știu băieți, să fie sănătoasă! Lăsați-o în pace în plata ei și hai să mergem la ceilalți profesori să colidăm ca să adunăm mai multe bomboane și să mergem înapoi în clasă, da? Hai! Nici nu știu ce îi așteaptă pe acei nenorociți de copii. Debea aștept să mănânce din bomboane și sper să mănânce și proful Alexa. Avem bomboane, avem bomboane. Avem echipa cea mai tare. Hai să mâncăm băieții bomboane. Dar mai întâi să scap de peruca asta că m-am săturat de ea. Oh, eu primul, eu primul, eu primul. Bomboane, bomboane. Vreau și eu, băieții, vreau și eu. Dați și mie, dați și mie o bumbunic. Oh, da. Oh, da. Cât am așteptat momentul ăsta, băi, ce bune. E așa specială, n-am mai mâncat niciodată o bombonă așa de bună ca asta. Ciudat. Bună, rău. Băieți, aveți dreptate, super bune, n-am mai mâncat niciodată asemenea bomboane. Mi-a căzut din gură, oare de unde sunt? Salutare clasă, ce mai faceți? Domn profesor Alexa, trimite bombonică, sunt super bune. Opa, mulțumesc băieți, sunteți foarte drăguți, mulțumesc. Ia să vedem, mamă, dar ce ambalaj frumos au, îmi place, arată chiar foarte bine. Ia să gustăm. Mamă, dar ce bine miros! Și ce gust bun, uite, cu cremă! De unde le aveți? De la profa de bio, domn profesor! Ce ați spus? De la profa de bio, domn profesor! Ce-i așa mare scofală? Ce-mi place fundul, luminița! L-aș lua în brațe toată ziua! Ce ai zis, mă? Nu s-a atinge nimeni de feblețea mea de funduleț, da? Este fundulețul meu. Oare de ce se vaccinează toată lumea? De ce vor să scape de mine? Eu vreau să fiu prietenul lor. Uite de asta, băieți, ați uitat că e vrăjitoare. Sigur a făcut o vrajă și a pus magie pe bomboanele alea. Ca acum să ne blesteme pe noi sau ceva, să facem prostii sau nu știu ce, să spunem adevărul sau ceva de genul. Profesor, nu te trăiești în desene animate? De când ți-ai tras gagică robot, că ai halucinații. Ce faci? Te nebunești un pic nebuna aia de Izabela, nu? De ce am spus asta? Azi dimineață, înainte să vin la voi, am făcut pipi în somn. What the fuck? De ce ai zis asta? Eu am vrut să o înșel pe Ioana pentru că este mult mai frumoasă și Zara și am vrut să văd dacă merge cu Cezara, nu? Nu-i normal? Dar eu ce să fac acum dacă a venit nebuna și m-a prins cu ea? Ei ha, nu mai pot, o că s-a supărat Ioana. Lasă că-i bine așa! O iau eu pe Ioana, stai liniștit! Ce a zis, mă? Voi vă bateți joc de mine, animale, dar... Bună ziua, bună ziua! Dar ce cu hârmălaia asta aici s-a întâmplat? Ce mă băieți? Ce ați pățit de sunt? Plânsete și unde-te pe aici! Ce aveți, mă? Ce ați pățit? Ce cu sarva asta aici? Doamna de bio ne-a dat bomboane care ne fac să spunem adevărul! Ce a zis, mă? Așa vorbiți voi cu două cadre școlare nesimțiților! Vă-ți matriculez pe toți acum! C-
Calmați-vă, doamna directoare, lăsați copiii în pace. Mai degrabă întrebați-l pe domnul Alexa ce a făcut săptămâna trecută atunci când copiii aveau COVID și tușeau prin toată școala. Întrebați-l ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, domn profesor Alexa? Despre ce tot vorbește domnul profesor de biologie? Spune-mi, te rog. Săptămâna trecută i-am pus pe copii să tușească și să se prefacă ca au COVID, ca eu să mă duc să mă întâlnesc cu o fată pe nume Izabela 69, să bem o cafea și să petrecem o noapte de neuitat. Ce tântă lău! Acesta, puteai să-mi spui, mi-ai frânt inima, pentru asta trebuie să te... Spuneți-o, spuneți-o cu voce tare, spuneți cuvântul cu chef! Ești concediat! No! Da, prieteni, ați văzut ce s-a întâmplat? Profa de bio ne-a păcălit pe toți, ne-a dat bomboane vrăjitri și ne-a făcut să spunem adevărul. Săracul domn profesor! Din ce am înțeles, eu cred că o să ajungă pe stres, adică boscheta. Vai, ce milă mi-este de el! Dar, prietenași, știți cum puteți să-l ajutați pe domn profesor Alexa ca să nu aibă o viață grea afară în frig, mai ales că vine iarna? Să dați un like la acest episod. Să dați subscribe, că mai avem atâtica și facem 100.000. Și nu uitați să-i dați un follow pe Instagram la Cezar Alexa, să-i fiți alături acolo, să vă uitați la pozele lui, la story-urile lui și când postează episoade noi. Eu v-am pupat, vă iubesc și aveți grijă!